Frași și surori, înainte de toate vreau să îmi exprim bucuria că sunt în mijlocul mea voastră, după o absență în care duminica trecută nu am fost, și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Biserică și mă bucur enorm de mult că mai există sărbătorile acestea care caracterizează Biserica Pentecostală și anume revărsarea și plinătatea Duhului Sfânt peste credincioși. Și lăudați să fie Domnul. Amin. Și vreau într-adevăr ca această revărsare a Duhului Sfânt să fie o realitate în biserica noastră. Amin. Și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare credincios în parte. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare în prezența Cuvântului Dumnezeu, chiar dacă a fost citit în primă parte de fratele Florin la începutul Serviciului Divin. Vreau ca să mă folosesc de Cuvântul lui Dumnezeu, citind de la capitolul 2 cu versetul 1 până la versetul 13 inclusiv. Fapte 2, versetul 1 la 13. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuitul unui vânt puternic și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzeau vorbind în limba lui, toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc de ei și ziceau, sunt plin de must, amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Sunt... Uh... lucruri care dumneavoastră le cunoașteți, pe unii dintre dumneavoastră le cunoașteți, poate sunt în mijlocul nostru și oaspeți care nu cunosc în detaliu despre ce este vorba. Nu cunosc în detaliu ce semnifică Duhul Sfânt, ce semnifică botezul cu Duhul Sfânt. S-a pus accent încă de la bun început pe Umplerea cu Duhul Sfânt, pe botezul cu Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să binecuvinteze cu Duhul Sfânt fiecare inimă, fiecare suflet care este în locul acesta. Și dacă stăm să analizăm textul acesta și să vedem care este relatarea Apostolului Luca, ucenicul lui Luca, care a pus-o pe Sfânta Scriptură, pe aceste pagini, a fost ca să ne relateze pentru noi că istoria aceasta, într-adevăr, este, în primul rând, pentru cei care sunt în viață, pentru generația care o trăiesc în viață. Aceasta este o realitate și o actualitate pentru fiecare credincios în parte. Și lucrul acesta, dacă ne uităm, primele în primul rând, lucrul relatează venirea Duhului Sfânt asupra credincioșilor care experimentează manifestările, atât la nivel de auz, cât și la nivel de văz. Scrie aici, în, în versetele acestea, de la 1 la 4, că pe măsură ce credincioșii erau adunați la Ierusalim, în ziua 50.000, care și ziua aceasta a 50.000 are într-adevăr o relevanță și uh, o semnificație foarte importantă, aici ei aud un sunet ca V.J. versetul 2, aud un sunet ca, v ca, ca un vânt nevalnic, ca un vânt puternic, ca un vânt care avea să impresoare pe toți. Și după care, tot la versetul 3 și văd o lumină deasupra capetelor celuilalt, fiecare ucenic vede o flacără care arată ca niște limbi de foc. Ca niște limbi de foc. Un semn care este vizibil, un semn care se distinge și fiecare dintre ucenici care erau acolo putea să vadă acest semn relevant în dreptul altui ucenic. O soră în dreptul altei surori. Și lucrul acesta trebuie să se vadă în viața ucenicilor. După care, dacă mergem la, mai departe la versetul 4, aceste manifestări au însemnat venirea Duhului Sfânt promis. Slăviți să fie Domnul! Dacă stăm și vedem mai departe, a cărui prezență este demonstrată în continuare prin faptul că ucenicii vorbeau diferit. Vorbeau în alte limbi. Vorbeau o limbă care ei nu o mai cunoscuseră înainte, care nu au învățat-o înainte, care nu au repetat-o înainte. Limbi ingerești și omenești. Limbi care uh, se manifestau prin vorbirea lucrurilor lui Dumnezeu. În al doilea rând, dacă ne ducem mai departe la textul care l-am citit, relatează reacția evreilor. De la versetul 5 la versetul 13. Care erau reacțiile evreilor și acolo erau mai multe tipuri de evrei. Evrei care într-adevăr recunoscuseră că este mâna lui Dumnezeu acolo și evrei cu sentimentul de batjocoră după ce au remarcat prezența evreilor care veniseră din diferite comunități. Și aici vedem că erau vizita la Ierusalim. Un lucru comun, vizita la Ierusalim. Oamenii considerau că Ierusalim, într-adevăr, este centrul și apogeul întâlnirii în care Dumnezeu se poate releva, se poate arăta și se poate descoperi oamenilor de orice, de orice na naționalitate. Și în mijlocul, acolo, în mijlocul acela, Dumnezeu consideră că este timpul nimerit în care poate să vorbească neamurilor prin această descoperire a Duhului Sfânt. Și dacă ne uităm la versetul 6, Luca descrie aici pe scurt sosirea lor la fața locului și totodată nedumerirea lor. Erau acolo un semn de întrebare, erau nedumeriți. Ne ducem mai jos la versetul 7 și 11 care se, unde se datorează faptului că erau evrei din Galileea, vorbind în aproximativ, dacă le numărăm aici, sunt 15 limbi vorbite în regiunile în care locuiau acești evrei. 15 limbi care Dumnezeu le-a dat prin Duhul Sfânt, instant, instantaneu, lucruri deslușite prin care să vorbească gramatical, să vorbească coerent și să vorbească lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu ca oamenii să-L întâlnească pe Dumnezeu și să-L descopere pe Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul! Aceasta este relatarea care noi o avem aici. În timp ce unii admiteau că într-adevăr este mâna lui Dumnezeu la lucru și Duhul Sfânt la lucru în mijlocul lor, la versetul 12, vedem că la versetul 13 alții își băteau joc. Alții, vedem aici că sugerau că erau beți. Numai că Apostolul Petru vine și justifică și apără ca un apologet al bisericii și justifică faptul că nu era decât nouă dimineața și la ora 9 dimineața nu ai cum să fii plin de must sau cum să fii beat sau cum să fii plin de vin și să faci lucrurile acestea și mai ales se întâmple concomitent cu atâtea persoane care erau acolo și se vorbească în 15 limbi diferite, coerent și gramatical. Și aici cei care într-adevăr admiteau că este mâna lui Dumnezeu, slăveau pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Lăudați să fie Domnul. Dacă putem să să spunem că unii dintre noi nu știm ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Sau unii, unii dintre noi pot să spună, dar ce este actualmente botezul acesta cu Duhul Sfânt? Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Ce înseamnă pentru noi credincioșii? Duhul Sfânt, cuvântul Lui Dumnezeu, spune că este darul Lui Dumnezeu, dat de Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Isus Hristos, care este un dar detașat și separat de nașterea din nou, peste ucenici, ca să împuternicească, ca să autorizeze, ca să îmbrace cu putere, în vederea împlinirii misiunii și în vederea împlinirii mărturiei pe acest pământ a ucenicilor. Dumnezeu binecuvintează și dă putere și dă autoritate. Înaintea, pute înaintea lucrării lui Dumnezeu, doar prin puterea Duhului Sfânt. lăuda să fie Domnul! Acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu vrea și astăzi să împuternicească în vederea lucrării pe care noi o avem înaintea noastră. Fiecare dintre noi avem o misiune și o mărturie de îndeplinit pe acest pământ. Și pentru aceasta avem nevoie de puterea cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne conștientizeze și să realizăm la concepțiile noastre, pentru că Dumnezeu vrea ca să schimbe puțin și gândirea noastră, percep percepțiile noastre. Cuvântul acesta, să știți, frați și surori, este pentru noi ca să producă în noi o schimbare. Să producă în noi o convingere autentică la nivel de concepție. Și anume că Duhul Sfânt, într-adevăr, este pentru fiecare dintre noi și reprezintă prezența lui Dumnezeu în viața noastră ca să împlinim planul lui Dumnezeu pe acest pământ. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Avem nevoie de el. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt la nivel de concepții și să realizăm că Dumnezeu vrea, într-adevăr, să se vadă această schimbare la nivel atât de vorbire cât și la nivel de trăire. Prezența Duhului Sfânt peste viața ucenicilor a fost printr-un vânt puternic în care se realiza prin vorbirea în alte limbi, vorbirea uh, cuvintelor minunate ale Lui Dumnezeu și vrea să producă și în noi schimbarea aceasta, să vorbim cuvintele minunate ale Lui Dumnezeu, să se producă o schimbare la nivel de vorbire în dreptul nostru. Dacă Dumnezeu vrea, într-adevăr, să producă ceva în momentul în care vine Duhul Sfânt în viața noastră, e să se vadă o schimbare la nivel de vorbire și la nivel de trăire. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Este nevoie, potrivit Cuvântului Dumnezeu, să facem lucrarea și să realizăm că lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin discusință omenească. Nu se face prin putere omenească. Nu se face prin îndelednicire omenească, prin repetarea unor sisteme omenești. Într-adevăr, cartea este bună, școala este bună, studiile sunt bune, dar dacă rămânem doar la nivel de studii, doar la nivel de carte și nu chemăm peste toate acestea puterea lui Dumnezeu, totul este zadarnic. Totul este goană după vânt, totul este o minciună totală și o înșelăciune, pentru că puterea lui Dumnezeu se poate face doar prin Duhul lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. Într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu combinat și împletit cu ceea ce Dumnezeu a înzestrat în noi și cu eforturile noastre. Nu este suficient numai puterea lui Dumnezeu, ci este nevoie și de silințele noastre, să ne dăm toate silințele. Să ne dăm toate, tot interesul nostru ca să ne apropiem de Dumnezeu și să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Dar lucrul acesta trebuie să fie prioritar în mintea noastră și în gândirea noastră că lucrarea lui Dumnezeu se face realmente doar prin puterea Duhului Sfânt în primul rând. De aceea este nevoie și frații. Îndeamnă și întreabă, ai chemarea lui Dumnezeu pentru lucrarea respectivă. Ai chemarea Lui Dumnezeu pentru lucrarea la care tu te-ai îngrenat acum? În afară de mărturia care este uh, pentru noi valabilă ca să fim niște copii a Lui Dumnezeu oriunde, care este chemarea fiecăruia de a fi în câmpul Evangheliei și să fim niște martori vii, niște lumini vii care să fie citite de oameni. Dumnezeu vrea, într-adevăr, să ne responsabilizeze cu această chemare și zic la aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze poporul Său. Este nevoie ca Dumnezeu să mai schimbe conduinta noastră, caracterul nostru. Pentru că atunci când Duhul Sfânt vine și Dumnezeu trimite botezul cu Duhul Sfânt, se văd niște schimbări la nivel de caracter și la nivel de conduită. Nu poate să existe un botez cu Duhul Sfânt în care să nu se vadă schimbări majore în viața noastră. Venitul nostru la Biserică, alergarea după rugăciune, setea după cuvânt. Sunt semne vitale pentru un credincios și pentru un ucenic care se văd realmente în viața lui în urma botezului cu Duhul Sfânt. Și pentru aceasta Dumnezeu vrea să facă o schimbare și este nevoie de o schimbare în viața noastră. Am. Pentru că atunci când Duhul Sfânt vine prin plinătatea sa, se văd realmente aceste schimbări, se vede elanul, se vede râfna, cum am auzit și la timpul de rugăciune, se văd aceste schimbări la nivel de sete al, al, după cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai citim cum citeam odinioară. Nu mai ne rugăm cum ne rugam odinioară. Nu mai lipsim de la biserică după cum lipseam odinioară, ci suntem mereu prezenți. Nu mai trebuie să tragi de anumite persoane și să inviți de fiecare dată vinul la casa lui Dumnezeu pentru că El însuși te va invita pe tine. El te va invita pe tine. Nu mai trebuie să tragi de El, trebuie să te rogi, trebuie să citești, trebuie să postești. Pentru că râvna aceasta pe care el o are, pentru casa lui Dumnezeu, pentru cuvânt și pentru rugăciune, se va exterioriza și va influența prin trăirea lui viața celorlalți. De aceea vedem pe unii care sunt mai plini de duh, care sunt mai săraci de duh. De a Dumnezeu spune la Ioan capitolul 7 un strigăt care se adeverește din Botezul cu Duhul Sfânt, care vorbea despre Botezul cu Duhul Sfânt. Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care le avea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Pentru că Isus încă nu fusese proslăvit. Dar cine are această sete după Cuvântul lui Dumnezeu, după Duhul lui Dumnezeu, după Duhul Sfânt, trebuie să vină la Domnul Isus Hristos în rugăciune. Și vreau ca să vedem aici că pogurârea Duhului sunt în viața noastră, trebuie să fie urmată, frași și surori, de, de manifestările vizibile și de însoțirea în alte limbi, cum a fost vizibilă și la ucenici. Și vreau să mă opresc puțin la lucrul acesta. Pentru că ideea principală care se desprinde în textul de față, odată cu venirea Duhului Sfânt la 50, vedem că Domnul Isus Hristos, cel care a fost răstinit, cel care a fost înviat, cel care a fost înălțat, trimite aici și face o mișcare de restaurare promisă pentru Israel. Și nu numai pentru Israel, face și pentru noi astăzi. O mișcare de restaurare a promisiunii care era descrisă în Ioel, care era descrisă în Profeții Mici. Cu scopul ca ucenicii să primească prezența lui Dumnezeu și să fie benefică în mărturisirea lor și în mărturia lor. Și vreau ca această uh, mișcare, această restaurare pe care Dumnezeu a făcut-o să o facă și astăzi. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum lucrează această putere de la rusalii în credincioși? Cum lucrează în viața noastră? cum a lucrat în credincioși și vrem să vedem cum lucrează și în viața noastră. Și după cum vedem aici la textul de față, Duhul Sfânt, în primul rând, transformă rugăciunea noastră. Și a transformat și rugăciunea lor. A transformat rugăciunea noastră și vrem să dăm citire la Roman, capitolul 8, versetul 26 și să vedem cum lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt în rugăciunea noastră. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu naște din nou o persoană prin Duhul Sfânt, într adevăr o conștientizează de păcat, o naște din nou. Dar Dumnezeu vrea să lucreze mai mult. Dumnezeu vrea să treacă la o altă etapă cel credincios. Dumnezeu vrea ca ucenicul să treacă la o altă etapă. Și anume exact rugăciunea aceasta pe care este care este descrisă la Romani capitolul 8 versetul 26. Roman capitolul 8 versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Nu e așa că la un moment dat ne blocăm? Nu e așa că la un moment dat se epuizează cuvintele? Nu e așa că la un moment dat nu mai știm cum să ne rugăm ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și să uh, Îmbunăm pe Dumnezeu. Să atingem inima lui Dumnezeu. Să atingem voia lui Dumnezeu. Dar de multe ori să știți că nu putem să facem lucrul acesta. Pentru că noi, prin înțelepciunea noastră, nu vom reuși niciodată. De aceea este nevoie de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre. Pentru că Duhul Sfânt mijlocește împreună cu Cel Credincios în rugăciunile sale și astfel rugăciunile Lui sunt ascultate. Rugăciunile Lui sunt după voia lui Dumnezeu. Rugăciunile Lui sunt după nevoile pe care nici Credinciosul nu știe de ce are nevoie. De multe ori nu știm care este viitorul nostru, următorul pas. Nu știm care este viitorul nostru pentru mâine în contextul serviciului nostru în contextul școlii noastre. Și noi nu știm ce va fi, dar Duhul Sfânt care vede viitorul și știe viitorul pentru că este Dumnezeu, știe să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, Doamne, o crotește pe fratele Vivi. O crotește pe fratele Marian. O crotește pe fratele Florin. O crotește pe fratele Beni. Și Duhul Sfânt vine în urma ta și se roagă înaintea lui Dumnezeu cuvinte pe care tu nu le știi, Cuvinte și propoziții pe care tu nu le vezi? Pentru că lucrul acesta le face Dumnezeu și Duhul Sfânt știe cum să comunice cu Dumnezeu. De aceea este nevoie de puterea Duhului Sfânt și de botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mijlocește pentru Cel Credincios. De aceea ne mirăm că de multe ori poate facem pană la mașină și aduce întârziere la muncă, pentru că Dumnezeu vrea să ne scutească de un accident la muncă. De aceea poate se întâmplă anumite împrejurări în viața noastră, pentru că Dumnezeu cunoaște viitorul și știe de ce ne scutește, de ce ne ocrotește, pentru că acolo intervine puterea lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. După aceea putem să mai facem rugăciuni în Duhul. Deci Duhul Sfânt, într-adevăr, suspină pentru noi rugăciune, dar noi la rândul nostru putem să facem rugăciuni în duhul. Și această rugăciune în duhul o face Duhul Sfânt care este în colaborare cu Duhul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu spune la 1 Corinteni capitolul 14 versetul 2 la 5. În adevăr cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor. De aceea este importantă vorbirea în alte limbi. Și aceasta este semnul autentic al botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că acest, acest semn a fost vizibil nu numai la ucenici în fapte 2. O să vă arătăm că a fost și în alte capitole. Și acest semn repetativ care a fost în faptele apostolilor este un semn autentic care este indispensabil de botezul cu Duhul Sfânt și trebuie să se vadă elogvent în, în viața credinciosului, în rugăciunea credinciosului. Cuvântul lui Dumnezeu spune, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor Celui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul, el spune taine, pe care nici el nu le știe. El spune taine. Taine înseamnă lucruri ascunse de mintea lui, lucruri ascunse de prezent, lucruri ascunse de oamenii care sunt în jurul lui, pe care numai Duhul lui Dumnezeu le cunoaște. Aceasta sunt taine. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe. Cine procește din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfături și mângâiere. Cine procește din potrivă, vorbește lucrurile acestea, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Slăvi să fie Domnul! Aceasta face Duhul Sfânt. De ce este nevoie de Duhul Sfânt în biserici? Cum zice acolo în Iuda, să ne rugăm cu Duhul Sfânt, să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Lucrul acesta este evidențiat la Efesen capitolul 6, versetul 18, în care Apostolul Pavel transmite Efesenilor să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Faceți în toată vremea prin Duhul. Tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu stăruință, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Când a fost ultima oară când a făcut o rugăciune prin călăuzit, condus de Duhul Sfânt? Când a fost ultima oară o rugăciune în care să simțim prezența lui Dumnezeu în vorbirea în altă limbă, să ne rugăm cu ajutorul Duhului Sfânt și să simțim într-adevăr că într-adevăr Duh Duhul Sfânt preia ființa noastră în timpul rugăciunii? Și Duhul sunt suspină pentru noi și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că atunci când te roși prin Duhul, într-adevăr, mintea este fără rod, dar noi suntem conștienți că Duhul ne-a luat în primire. Slăvi să fie Domnul! Amin. De ce este nevoie, frați și surori, în rugăciunile noastre să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și să fim plini de puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt? Și zic la aceasta: Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Lui, să facem rugăciuni prin ajutorul Duhului Sfânt. De ce este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Sau cum lucrează această putere de la Rusalii? Ne ajută să fim martori ai Lui. A fost un scop esențial și fundamental subliniat de, Domnului, de, de Domnul Iisus Hristos însuși. Lucrul acesta este adeverit la versetul 3 și la versetul 11 din Faptele Apostolilor, în care spune Cuvântul Lui Dumnezeu aici. Trebuie să fim martori Lui, dându-ne puterea să-L mărturisim. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au ajusat una câte una printre ei și au început să vorbească, după cum le da Duhul să vorbească. Și lucrul acesta este făcut doar prin puterea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, ci voi veți primi o putere când se va pogură Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martor în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Veți primi o putere să fiți martori. De atâtea ori să știți că noi oamenii falimentăm înaintea oamenilor, altor oameni, pentru că nu suntem plini de puterea Duhului Sfânt. Pentru că nu suntem plini de puterea Duhului Sfânt. De multe ori, când suntem în contextele și în împrejurările celorlalți oameni din lume, nu avem îndrăzneală, nu avem curaj, ne complacem în bărfelele lor, ne complacem în glumele lor proaste, ne complacem în vorbile care sunt cu două înțelesuri și nu avem putere și îndrăzneală în cuvintele noastre, pentru că nu suntem plini de puterea Duhului Sfânt. Și lucrul acesta să știți că am văzut în viața multor credincioși născuți din nou, botezează de Domnul cu Duhul Sfânt, după care au lăsat-o mai moale cu pocăința. Și de aceea este nevoie de o reumplere. Este nevoie de răumplere, de plinătatea Duhului sunt în viața noastră și aceasta se întâmplă în rugăciune, în contextele rugăciunii, marțea, joia la biserică, duminica la biserică. Atunci când Dumnezeu cercetează ființele noastre, ne reumple și ne motivează din nou ca să fim plini de râvnă, după cum am auzit la îndemnul de rugăciune și după aceea lucrul acesta ridică starea noastră de îndrăzneală și nu mai avem rușine față de cei din lume, nu mai avem rușine față de cei care sunt în lumea aceasta și nu mai ne complacem în glumele proaste ale lor, nu mai ne complacem în, în bârfele lor și toate lucrurile acestea care sunt uh, pământești, ci noi vom avea doar un singur scop, să-l relatăm și să-l scoatem pe Domnul Isus Hristos în evidență. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aceasta înseamnă să fii martor, să fii plin de îndrăzneală, să fii plin de putere. Pentru că lucrul acesta se evidențiază și vom vedea mai departe în versetele care urmează că botezul cu Duhul Sfânt mai lucrează și altceva în afară de a fi martor. Cuvântul Lui Dumnezeu spune la 4, la 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, cum botezul cu Duhul Sfânt ne dă putere să ducem sfințirea la capăt. Duhul Sfânt ne dă putere să ducem sfințire la capăt. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Cine face lucrul acesta? Cine ne ajută ca să ne ducem sfințirea noastră în temere de Dumnezeu și să ne ferim de păcat? Să ne ferim de bârfă? Subliniez lucrul acesta pentru că bârfa la ora actuală este cel mai răspândit păcat în biserică. Vorbirea de rău este cel mai răspândit păcat în biserică în vremurile din urmă. Alături de, de bârfă și de invidie care poate să strice unitatea în biserică, să știți că uh, Satana a pregătit duhuri ale întunericului exact pentru cei care nu sunt botezați de Duhul Sfânt, ca să cadă în capcana celui rău și să guste aceste prăjituri ale celui rău, să aducă dezbinare. Să aducă dezbinare între frați, să aducă dezbinare între surori, să aducă competiție și concurență între frați și surori. Numai că Dumnezeu a pregătit botezul cu Duhul Sfânt, tocmai ca să ne îndepărtăm de păcat. Apostolii să știți că am citit în viața Bisericii Primare cum. Apostolii încercau să se alinieze și căutau tot mai mult să fie în prezența Cuvântului Dumnezeu, prin grupuri de rugăciune, prin grupuri și cercuri acasă la ei, și acolo se strângeau în mijlocul Cuvântului Dumnezeu și în rugăciune, făceau fapte bune, se duceau la bolnavi, se duceau și făceau tot felul de, de, de fapte bune în mijlocul lor și în jurul lor, în dreptul vecinilor lor, și căutau să se țină departe de păcat să se țină departe de, de minciună. Erau cercurile de rugăciune și acolo prorocii dădeau pe față păcatele ascunse ale oamenilor cu scopul să se pocăiască. Și oamenii când știau că acolo au de-a face cu prorocii care dau pe față păcatele, atunci și viața și trăirea lor era altfel, era o viață temătoare de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dădea pe față. Dumnezeu vrea să dea pe față păcatul, bine, poate nu îl spunea public, dar prorocul îi spunea separat. Și când vezi că un om al lui Dumnezeu cunoaște păcatele ascunse ale oamenilor și trăirea ta este altfel. Pentru că acolo unde nu este descoperire, acolo este desfrâu. Acolo unde nu este descoperire din partea lui Dumnezeu, acolo este o trăire care nu este în sfințenie. Și de aceea oamenii care erau în vechime, care erau în viața bisericii primare, trăiau departe de păcat, trăiau departe de fără de lege trăiau departe de minciună, trăiau departe de toate păcatele pe care noi le știm astăzi în biserică. Și când vedem că sunt tot mai puține descoperiri prin prorocii, că sunt tot mai puține descoperiri la nivel de prorocie și Dumnezeu nu mai face cunoscut păcatul oamenilor, de aceea se înmulțește păcatul în biserică. Numai că Dumnezeu spune, vreau să botez cu Duhul Sfânt ca voi să vă duceți Sfințirea până la capăt și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă. Nu numai de teamă că vom fi de pe față, de teama că Dumnezeu ne-a iubit, s-a jerfit, de teama că Dumnezeu a fost acela care a murit pentru noi, pentru păcatele noastre și lucrul acesta ne face să o rupem cu poftele lumești și cu păgânătatea. Și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Noi să știți că nu am fost mântuiți de frica iadului. Noi am fost mântuiți din dragoste pentru Dumnezeu și pentru că l-am iubit pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, pentru că atunci când eram încă departe de Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. Acum, dacă Hristos a murit pentru noi, cum ar trebui să fie viața noastră? Una în păcat? Nu. Una departe de păcat. Și noi ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu și mai mult. Și această iubire trebuie să trezească în noi. Temere față de El și îndepărtare de păcat. Și Dumnezeu să ne ajute. Este lucru care caracterizează copilul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt asta face. Ajută pe copilul lui Dumnezeu să nu mai se uite unde nu trebuie. Ajută copilul lui Dumnezeu să nu cadă în pornografie. Ajută copilul lui Dumnezeu să nu să nu se uite pe reviste mizerabile. Ajută pe copilul lui Dumnezeu să nu se angreneze în prietenii cu lumea. Pentru că tot ceea ce este în lumea aceasta, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții, sunt din lume. Și ceea ce este din lume trece, dar ceea ce face, voi, Dumnezeu, rămâne în veac, lăudat să fie Domnul. Lucrul acesta trebuie să ne caracterizeze pe noi. Și Duhul Sfânt vrea să pună lucrul acestea în noi, vrea să boteze, vrea să ne facă plini cu scopul. Mariane, vreau, vreau să te fac sfânt, vreau să fii sfânt mai departe, vreau să te pun deoparte față de lumea aceasta să fiți o lumină, o mărturie vie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. La 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană și până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aceasta este chemarea fiecărui ucenic botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Să fim credincioși spiritual și din inima noastră, frați și surori, să curgă râuri de apă vie. De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că cel care este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt are un entuziasm pozitiv și influențează pe cel de lângă el ca să vină la biserică, influențează pe cel de lângă el să citească cuvântul lui Dumnezeu, influențează pe cel de lângă el să se roage mai cu foc și să fie un motor de pornire în rugăciune și în biserică. Adică el este un râu dătător de viață. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. De multe ori ne deranjează cel care se roagă mai cu voce tare sau mai intens sau mai aprins și are un fir de legătură cu Dumnezeu. Numai că cei care sunt lumești, să știți că nu ar trebui să invidieze, ar trebui să se alinieze. Cei care sunt credincioși, cei care sunt pe calea lui Dumnezeu, când sunt împreună cu cei 120 de apostoli, nu cu, are cum să rămâne de gheață. Nu are cum să tacă din gură. Ci cel care este credincios și este plin de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să influențeze și inima Lui să se transforme într-un râu de apă vie și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Aceasta face Duhul Sfânt. Și noi, cu puterea omenească, prin iscusința noastră, nu vom putea să facem lucrul acesta. De aceea este nevoie de Duhul Sfânt. Și spun lucrurile acestea ca, ca toate trăsăturile și toate beneficiile, toate avantajele Duhului Sfânt și toată lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în noi, să trezească în noi această sete după botezul cu Duhul Sfânt și zic la aceasta, Doamne ajută! Amen. Lucrul acesta, să știți că se mai realizează prin puterea Duhului Sfânt, să trezească în noi așteptarea grapnică a Domnului Iisus Hristos. Așteptarea grapnică a Domnului Iisus Hristos. La capitolul 14, versetul 16 și versetul 26, Vreau să amintesc înainte de faptul că Domnul Isus Hristos va veni pe norii cerului. Nu vreau să trec cu vederea peste lucrul acesta. Înainte ca Domnul Isus Hristos să vină pe norii cerului, să știți că noi vom trăi pe pământ și pe pământ vor fi și necazuri și dureri. Înainte ca Domnul Isus Hristos să vină, Domnul Isus Hristos însuși a spus, în lume veți avea ne Și el a promis ceva. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan capitolul 14, versetul 16 și versetul 26 că Duhul Sfânt mai este dat, nu numai ca să dea putere, nu numai ca să transforme inima noastră într-un râu de apă vie, nu numai ca să dea vorbirea în alte limbi și să mijlocească în rugăciune. Ci Duhul Sfânt mai este dat și mai este numit și Dumnezeul mângâierii ca atunci când vom trece prin necaz, ca atunci când vom trece prin durere, când vom fi singuri și nu ne va înțelege nimeni, când toți ne vor părăsi, cum am auzit și la timpul de rugăciune. Duhul Sfânt să ne poată mângâia și să ne poată apăra în încercare, lăuda să fie Domnul. Amin. Și atunci când nu ai botezul cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt în cămăruța ta, atunci când te părăsesc toți, ești tu cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te ia în primire și te mângâie. Și aduce o alinare cum niciun om nu știe să-ți aducă cuvintele mai frumoase și mai nimerite în afară de Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu spune, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Auziți? În veac. De multe ori oamenii cred că Duhul Sfânt Odată dacă îl întristăm, Duhul Sfânt pleacă la mii de kilometri distanță și el pleacă de la noi și fuge de noi. Numai că atunci când îl întristăm, într-adevăr, Duhul Sfânt se întristează, dar Duhul Sfânt să știți că ne și îndeamnă să ne pocăim. Nu, nu numai că Duhul Sfânt se întristează, dar Duhul Sfânt nu rămâne indiferent față de păcatul nostru. Duhul Sfânt ne cercetează, ne conștientizează, ne face să realizăm gravitatea păcatului, nimicnicia și uh, înșelăciunea păcatului, atunci venim cu pocăință și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, aduce mângâiere. Lăudați să fie Domnul! Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt care spune Va rămâne în veac cu voi! Acum eu știu, frate... Uh puiul, că e greu să stai și să mă asculti, dar ziceam un frate, dacă, dacă, ai ajuns să faci pe copil să te asculte, înseamnă că ai biruit pe toți. Dacă nu ai făcut pe un copil să te asculte, înseamnă că ai pierdut pe toți. Și mă străduiesc ca Dumnezeu să ne călăuzească prin Duhul Sfânt și să-mi dea și putere să vă țin treji. Și să vă țin aici prin firul de legătură care Duhul Sfânt vrea să-L facă în mijlocul nostru. Vreau ca să conștientizăm, frați și surori, necesitatea și lucru care este imperios necesar pentru fiecare credincios în parte, botezul cu Duhul Sfânt. De multe ori se pune întrebarea, dar dacă n-am Duhul Sfânt nu sunt mântuit? Dar dacă, dacă, dacă n-am Duhul Sfânt nu ajung în cer? Domnul Isus Hristos, de când a venit pe pământ și a înființat Biserica, nu a conceput la nivel de minte, Domnul Isus Hristos, să facă o Biserică fără să o nouă împuternicească. Dumnezeu nu a conceput ca biserica să fie detașată de Duhul Sfânt. Să fie separată de botezul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos când a zis în Ioan capitolul 20 luați Duh Sfânt și a avut loc nașterea din nou a spus aceasta este doar o fărâmă. Aceasta este doar lucru de care voi aveți nevoie ca să se întâmple nașterea din nou dar mai departe vă trebuie putere să stați în picioare să duceți mântuirea până la capăt. Și de aceea nu se poate detașa botezul de biserică. Pentru că botezul face parte din viața bisericii, lăuda să fie Domnul. E. Și nu se concepe ca un credincios să nu fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că aceasta înseamnă puterea de revigorare pe care Dumnezeu poate să o facă în credincios. Nu putem să stăm în picioare. Dacă cu Duhul Sfânt, dacă cu botezul cu Duhul Sfânt, putem să facem greu față săgeților alzătoare celui rău, ce va fi cu cel care nu are botezul cu Duhul Sfânt? Ce va fi cu cel care nu insistă după puterea cu Duhul Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt este într-adevăr o persoană, dar este și o putere lăudată să fie Domnul. Pentru că Duhul Sfânt atunci când vine, vine într-adevăr în Sfânta Treime, dar vine cu puterea, cu autoritatea, cu puternicirea de care vine din Duhul Sfânt. Și lucrul acesta vreau să mai citesc și la Roman, capitolul 8, versetul 26 și 27, în care el este mijlocitor și apărător. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi. Este apărător. Este mijlocitor. Mijloci, mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Știți cine mai este mijlocitor în afară de Duhul Sfânt? Știți. Domnul Iisus Hristos, că este mare preot. Dar în afară de mare preot care este Domnul Iisus Hristos, mai vine și Duhul Sfânt în viața credinciosului, în viața și mijlocește pentru el, pentru slăbiciunile lui. Doamne, iartă-l că are slăbiciunile la calculator. Doamne, iartă-l și întărește-l de putere să nu mai butoneze telefonul atâta. Pentru că vă spun, dacă ar fi Dumnezeu în locul acesta să contabilizeze și să facă o diferență la cât timp petrecem cu telefonul. Și telefonul o spune cât timp petrecem noi cu el. Că face acolo statistica aceea. Ai vizionat, astăzi ai petrecut 8 ore jumate pe zi. Nu? Pe săptămână ajungem undeva la 3 zile în telefon. Și în rugăciune statistică nici nu vreau să spun. Este dureros, noi râdem. Dar Duhul Sfânt să știți că plânge. Noi spunem, veniți marțea și joia la biserică. Dar ce este marțea și joia la biserică? Sunt două ore, doar două ore, petrecute în casa lui Dumnezeu, în care suntem cei mai câștigați oameni, lăudați să fie Domnul. Dacă conștientizăm gravitatea, necesitatea și importanța lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, Stăm atâtea ore în șir în fața laptopului, în fața televizorului, în fața tabletei, în fața telefonului. Mai nou nu stăm în televizor, stăm în telefon. Și lucrul acesta ne săcătuiește. Lucrul acesta ne golește de prezența lui Dumnezeu, pentru că acolo vedem oceanul de spurcăciuni care sunt în lumea aceasta. Într-adevăr, are și această tehnologie avantajele ei, importanța ei. Dar când noi depășim această limită, aceasta ne golește de prezența lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să petrecem tot mai mult timp în rugăciune. Amin. Vegheați în vederea rugăciune, rugăciunii. Pentru că Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Și vreau în ultim moment să subliniez că botezul cu Duhul Sfânt se dă în rugăciune, botezul cu Duhul Sfânt se dă în unitate. Toți erau acolo împreună. Să nu ne amăgim că dacă noi suntem certați cu fratele nostru, dacă noi suntem certați cu sora noastră, dacă noi suntem certați cu cei dragi ai noștri, dacă nu suntem într-o relație bună pe orizontală, vom primi botezul cu Duhul Sfânt. Că nu. Nu vom primi. Aici spun, spune Cuvântul Dumnezeu că toți erau împreună. Toți se rugau împreună. Toți erau uniți la nivel de Duh. Toți erau uniți la nivel de rugăciune. Și lucrul acesta a putut Dumnezeu, în contextul acesta, în atmosfera aceasta frumoasă și binecuvântată, a putut Dumnezeu să reverse botezul cu Duhul Sfânt. Ce vrea să spun cu lucrul acesta? Atâta timp cât vreți botezul cu Duhul Sfânt, împăcați-vă cu fratele și cu sora noastră. Împăcați-vă cu cei dragi ai voștri. Dumnezeu vrea ca să dea botezul cu Duhul Sfânt. Vrea să învioreze inimile noastre, dar vrea să facă lucrul acesta în unitate. Și cine aceasta este tot simbolul unității. Botezul cu Duhul Sfânt este simbolul unității. Cine vrea să boteze, să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să stea în unitate, trebuie să stea în rugăciune. Și în al treilea rând, să nu omitem, trebuie să stea în curăție. Trebuie să stea departe de păcat, cele mai mari revărsări de botez cu Duhul Sfânt a fost în urma mărturisirii păcatelor. A fost în urma goliciunii Sufletului de păcatele care erau ascunse. A fost smerenia, deschiderea inimii oamenilor în prezența Cuvântului lui Dumnezeu când au conștientizat necesitatea și cât de important este botezul cu Duhul Sfânt și pentru că oamenii au dorit atât de mult, au spus o să învărți toată amărăciunea mea, o să mă duc să-mi cer iertare la fratele meu, la sora mea și o să-mi cer iertare de tot ce mai este ascuns cu scopul ca să obțin botezul cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să știți că a făcut lucrul acesta. De aceea este nevoie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu conștientizarea aceasta și să mărturisim păcatele să nu lăsăm acolo nimic ascuns, pentru că Duhul Sfânt este un Duh Sfânt și nu vine într-o inimă murdară. Slăviți să fie Domnul! Aceasta este nevoia noastră. Partea noastră este să stăruim în rugăciune, să ne curățim și să trăim în unitate. Și Dumnezeu să știți că se face și face partea Lui. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și atunci biserica se va bucura de unitate. Biserica se va bucura de pace. Biserica se va bucura de înmulțirea oamenilor care vin din lume. Dumnezeu va binecuvânta Biserica cu unitate între slujitori. Dumnezeu va binecuvânta cu semne și minuni Biserica și comunitatea noastră. Și lucrul acesta, să știți că este pentru noi, pentru familiile noastre, pentru casele noastre, pentru Biserica aceasta. Tot ceea ce a fost scris în Sfânta Scriptură, din faptele Apostolilor, a fost scris pentru noi ca să fie un exemplu, o lumină, că se poate. Că se poate. Dacă vrem cu adevărat să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să avem și setea necesară. Și tot ceea ce ține de noi, noi să facem. Tot ceea ce ține de, de ființa noastră, să mă pocăiesc, să încer iertare, să stăruiesc, să mă rog, să vin la biserică, să am o sete după Duhul Sfânt, asta aparține de mine. Dacă vrem ca Dumnezeu să mai vindece astăzi, dacă vrem ca Dumnezeu să mai facă semne și minuni, noi să ne rugăm aici Dumnezeu să facă semne și minuni în altă parte. Amin. Amin. Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu o face. Numai că noi trebuie să ne facem partea. De ce erau altmiteri, odinioară, semne și minuni? Pentru că setea oamenilor după Duhul Sfânt era mai mare decât la noastră. Era mai mare decât coavă care avem noi acum. Și Dumnezeu să trezească și să mărească această sete în inimile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Vrem, vreau ca să mă opresc la, la subiectul acesta, la punctul acesta. Să facem ce aparține de noi. Și dacă vom pune în practică învățătura aceasta va fi bine de noi, va fi bine de biserica noastră, va fi bine de familie noastră și Dumnezeu va revărsa și va da cu mână largă tuturor celor ce îl cer.